Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Tudor Cărar, redactorul șef de la știrbotoșan.ro. V-am promis încă de ieri că o să încercăm să apărăm în fiecare zi cu câte un invitat. Putem dezbate o problemă electorală, putem să vorbim despre orice caz sau putem pur și simplu să discutăm pragmatic despre anumite subiecte de actualitate. Știm că foarte mulți ne înjură, știu că foarte mulți ocolesc subiectul, știm că foarte mulți nu vor să audă de subiect. Subiectul COVID rămâne foarte serios. Am avut astăzi, să zicem, bucuria de a primi alături de noi pe directorul Direcției de Sănătate Publică de la Botoșani, doamna Monica Adăscăliței. Mulțumim foarte mult că ați venit pentru a discuta despre subiect. Și mulțumesc. Pot să încep simplu. Botoșanul este în zona roșie. Scuzați, zona verde. Încerc scuze. Se mai întâmplă. Și pentru noi este absolut firesc. Deci suntem în zona verde, în timp ce alte județe au un ritm accelerat de îmbolnăviri, Botoșanul pare a fi pe un platou stabilizat între 4 și 8 cazuri, 9 cazuri maxim. Există o explicație rațională? Este imposibil să nu există o explicație. Care este? În primul rând, mulțumesc încă o dată pentru invitație. În ceea ce privește situația actuală la Botoșani, se poate explica într-un singur mod. Când am preluat, era o perioadă foarte grea pentru Botoșani. Eram într-o zonă roșie, apropo de... Da, de greșeală mea. Nu e nicio problemă. Eram al doilea județ după Suceava, ca și zonă de contaminare. A fost o perioadă în care marea parte a personalului medical a fost contaminat. A fost extrem de greu. Începuturile, având în vedere că nu am știut cu cine luptăm, la început, a fost greu să luăm niște măsuri și să... Dar să știți că treptat, treptat am învățat să înțelegem COVID-ul. N-a fost ușor, nici pentru personalul medical, nici pentru persoanele din jurul nostru, nici pentru populație, nici pentru colegii mei direct din Direcția de Sănătate Publică. Și ca să încep așa cu începutul, având în vedere că la început a fost acea explozie de cazuri la Botoșani, s-au luat niște măsuri extrem de dure, care la început n-au fost prea bine înțelese de mulți sau n-au fost acceptate, dar pe parcurs au înțeles că am internat bolnavii, care au fost primele măsuri, n-am lăsat pacientul COVID pozitiv în societate, în familie, pentru a limita extinderea. Știți cum este? Mă uitam, de exemplu, ce fac ceilalți. Asta am văzut în zona Asiei. Au extras efectiv persoanele infectate. Asta am făcut noi la Botoșani la început. Foarte mulți au spus că suntem foarte duri, că suntem foarte răi, că îi luăm cu ambulanță de acasă. Am încercat să explicăm. Pe parcurs, să știți că s-a înțeles. Acum pacienții care primesc rezultatul pozitiv sună singur la ambulanță până să anunțăm noi ca Direcția de Sănătate Publică să sune de la ambulanță să-i preia spre spital. Deci eu înțeleg acum că, de fapt, avem un număr redus. Apropo de zona verde, avem un număr redus. Tocmai pentru că la un moment dat, pe parcursul extinderii infecției, aici s-au luat niște măsuri în plus sau poate puțin mai dure. Puțin mai dure la început, care pe parcurs s-au dovedit că au fost foarte bune și au început să fie înțelese de cei din jur. Acum la Botoșani, chiar dacă mulți se spun, să știți că se testează mult la Botoșani, capacitatea celor două aparate PCR, noi testăm în jur de 300 de... avem 300 de teste în medie pe zi, care înseamnă un număr mare de teste pentru cele două aparate, plus că mai trimitem testele la Iași, la Centrul Universitar. Da, în primă instanță mi-aduc aminte că toate erau făcute în Iași. La Iași, pentru că nu au format... S-au făcut eforturi aici și aveam astea două aparate. S-au făcut eforturi foarte mari. Chiar am fost un județ favorizat la un moment dat, pentru că avem două aparate, două pentru testare. Ceea ce înseamnă mult pentru un județ mic. Noi suntem un județ mic față de alte județe care au un număr mai mare de populație. La început testele mergeau la Iași, durau o săptămână până vine rezultatul. În același timp, pacientul rămânea, până primea testul, rămânea în familie, mergea la servici
Și atunci de asta probabil și contaminarea a fost mai largă. Așa. Ce vreau eu să vă întreb? Bun. Doar la Botoșani s-au luat măsurile astea? Adică ceva mai dure în primă instanță? Pentru că suntem într-o Românie liberă. Adică putea să o ia și administrația locală, nu știu, de la Piatra Neamț, unde iarăși un număr mare. Puteau să o ia la Timișoara. Știți ce încerc să spun. Da. Tocmai mi-a spus de Timișoara. Am avut o discuție la începutul pandemiei cu o doamnă care este director general la o societate care are și reprezentant în Botoșani. Și în momentul respectiv, respectiva societate a avut mai mult personal pozitiv. Personalul a fost internat, familia a fost, respectiv la societate a fost, s-a redus activitatea și dumneavoastră m-a sunat în momentul respectiv, la începutul lunii mai, că numai la Botoșani se întâmplă treaba asta, că internăm cu forța bolnavii, că la Timișoara se țin acasă, că nu... Ce înseamnă asta? Carantină, izolare? Numai în nordul Moldovei se întâmplă treaba asta. Știți ce vreau să vă întreb? Cum se manifestă, de fapt? Pentru că, deci am și eu pe cineva, un prieten drag, care, într-adevăr, acum este în perioadă de recuperare. Și mi-a zis un singur lucru. Parcă nu mai sunt eu. Am mai fost bolnav. Așa ceva nu. Cum se manifestă, de fapt? Deci acest virus, discutăm foarte mult pe tema asta, este un virus, într-adevăr, dar afectează foarte mult, primul rând, plămânii. Apoi, circulația. Apar aceste tulburări de circulație, aceste cheaguri de sânge care apar în organism, care pot da complicații, însemnând un tromboembolism, un infarct pulmonar, un infarct miocardic, un accident vascular. Afectând întâi plămânii, automat capacitatea pulmonară nu mai este cea normală. Nu poți respira, nu poți face efort, nu te poți mobiliza. Și atunci, după apropo de convalescență și după, rămâi pentru început cu acea senzație de lipsă de aer, că nu poți face anumite activități, că te dor picioarele, că nu ai putere. Și deci, efectiv, fizic... Și asta vorbim de pacienții care au avut forme ușoare spre medii. Cei care au avut forme medii spre grave și nu vorbim de cei care au decedat, recuperarea este mult mai grea. Vă pot, poate o să invitat într-o zi în emisiune, că am avut colegi medici care au trecut prin forma foarte gravă a bolii, care au stat pe terapie intensivă, au fost intubați, iar recuperarea a fost extrem, extrem de grea. Pot înțelege și sunt de acord cu asta. Știți că în discuțiile noastre, fiecare are un grup de prieteni, fiecare are, eu știu, intră în diferite medii. Am găsit la un moment dat o întrebare, care mi s-a părut cumva pertinentă, cumva ciudată. Cum poate același virus să genereze o formă mai gravă și o formă mai puțin gravă? Adică unde începe diferența dintre cele două? Sau care este motivul pentru care cineva este afectat mai tare, cineva mai puțin? Știți cum e? Sunt boli, că dar sunt bolnavi. Vorbind de formă gravă, exact. Formă... Fiecare organism reacționează la aceeași boală diferit. Fiecare organism. Nu vorbim mai de acele boli care tot se discută, comorbidități, acele boli preexistente. Că acest virus accentuează anumite boli. A, deci... Practic, eu înțeleg că deja vine ca o completare a unor probleme da, de sănătate. Da, acele boli. Dacă un pacient este un bolnav cu patologie pulmonară, cardiacă, circulatorie, neurologică, îi accentuează. Discuția este, foarte multă lume spune, gata, a murit de COVID. Da, virusul este în organism, dar a murit de o boală complicată de acest virus. Dumneavoastră credeți în acea variantă suedeză, ca să spun așa? Știți foarte bine, lăsăm să îmbolnăvească toată lumea și după aia vedem ce și cum. Nu cred, pentru că noi românii suntem diferiți. Bun, e o chestie culturală, da, fără discuție. Așa. Respect autoritatea, e cu totul altceva. Am avut exact. Ocazia să merg în Suedia. Așa e. Știu despre ce e vorba. Dar principial, am putea și noi... Eu, ca având fiind de meserie medic, vă spun că și eu sunt în convinsă că o să fac la un moment dat cât încerc să mă protejez. La un moment dat, probabil că o să dau... Chiar vreau să vă întreb, nu vă e frică? Poate la început, da. Și mai mult mi-e frică, știți ce se întâmplă, să nu duc virusul acasă.
Păi asta e un fenomen incredibil între cei. Toți avem familie, avem părinți, avem copii, soți, soție, și să nu fiu vectorul care aduce virusul acasă. Probabil mi-e frică că nu știu cum mă voi reacționa, în sensul că zic că sunt sănătoasă, dar nu pot ști exact în momentul în care voi lua virusul, dacă voi face o formă ușoară, medie sau severă. Am avut niște exemple între colegii mei care știam sigur că sunt oameni sănătoși, sportivi, cu o viață sănătoasă și care au avut această formă gravă. Sunteți directorul unei instituții și eu sunt jurnalist, dar în afară de asta suntem părinți. Așa este. Pe mine mă interesează, sincer, din semnalele noastre, vor merge copiii noștri la școală sau nu? Deci la școala clasică, așa cum știm noi, față în față cu profesorii, ce șanse avem? Noi fiind o zonă verde, după cum ați spus, cum am spus mai devreme, avem posibilitatea să deschidem școli în sistemul normal, cu copiii să meargă la școală fizic în clasă. În momentul de față avem, eu discut cu inspectoratul școlar și am stabilit cu autoritățile locale să facem vizite în fiecare școală. Eu, părerea mea este fiecare școală să-și facă activitatea în funcție de capacitate, de numărul de elevi. Deci exact ca în mediul universitar, autodeterminare. Da, și vreau să discut cu fiecare, am început, numai că au mai fost și alte probleme și am întrebat un pic vizita, dar urmează săptămâna viitoare. Cu fiecare director am vorbit, am rugat să fie și cadre didactice și reprezentanții părinților. Vreau idei și ca să putem să punem copiii într-o situație cât se poate de sigură. Clar, știți foarte bine că în perioada apare perioada virozelor. Nu putem garanta 100.000 că nu o să avem contaminări, că nu o să apară un bolnav, 2-3. Dar încercăm să limităm. Vedeți, în Europa, cei mai serioși se spune că sunt nemții. Și iată că ce-au pățit ei. Exact. Au deschis, nu au trecut nici 3 săptămâni și ne s-au trezit cu... Da, noi încercăm să limităm. Am venit cu sfatul din partea noastră a DSP-ului să putem achiziționa acele lămpi UV, să le punem în fiecare clasă, să fie un aer curat, să găsim, masca, dezinfecția pe mâini. E greu, într-adevăr, să ții copiii după o vacanță așa de lungă să nu socializeze. Oricum a fost un an pierdut pentru toată lumea. Așa deci este. Economic este pierdut, relațiile interumane sunt pierdute. Este crâncen. Nu mă așteptam ca generația noastră să treacă și prin asta. În fine, ca să ne întoarcem. Ce vreau să vă întreb? Cei mai măruți, da, începând de pe a 5-a, 6-a, sunt șanse mari să respecte normele, dar cei mici, cum se procedează cu ei? La grădiniță, clar că nu s-o... Ce le-ați recomanda dumneavoastră în urma discuțiilor și a ceea ce se întâmplă de sus în jos, ca să zic așa, directivelor primite pe linie de minister? La clasele primare, cred, copiii sunt în general ascultă de învățători și cred că acolo chiar o să fie bine. Mai greu că o să fie cu grădinița, cei cu preșcolare, pentru că ei sunt mici, clar că nu o să putem folosi mască la copii, dar cu sprijinul părinților, care vor înțelege și nu vor trimite un copil bolnav la grădiniță sau la școală. Vor lua măsuri în momentul în care apare un prim simptom, cel mai mic. O durere de cap, o mică febră, o... Deci recomandați la cel mai mic simptom care apare... Să adreseze medicului de familie, medicului școlar, unității de primiri urgențe, spitalul județean sau de la pediatrie. Să ia legătura imediat cu un medic. Și probabil, întâi, probabil că se va discuta o izolare de 24-48 de ore să vedem cum evoluează. Se vor lua măsuri medicale. Dar și părinții trebuie să ne ajute. Oricum, una peste alta, eu înțeleg că aveți încredere. Că eu am încredere și ceea ce pot să vă spun că situația în care Botoșani a ajuns în zona verde este și datorită faptului că botoșanii chiar au înțeles. Și asta nu spun ca să ies bine pe sticlă. Chiar cred în treaba asta că la Botoșani lumea a înțeles. Este uimitor că în prima instanță a fost un val incredibil de agresivitate împotriva celor care susțineau că există. Știți, dădeam un exemplu cuiva la un moment dat și spuneam, nu există, nu există. Și am zis, ai un telefon mobil, vorbești cu el. Simplu fapt că nu îi vezi cablu înseamnă că nu există?
Evident, nu. Există, dar nu trebuie să-l vezi. Aici suntem, la discuția că până la urmă toată lumea a acceptat că există. Este un virus, este un virus pe care încă noi, ca și cadre medicale, încă căutăm un tratament specific acestui virus. Încă pe plan mondial... Acel tratament cu, cum se numește, care se face acum în România. S-a încercat o medicație la început, specifică, pe lângă medicamentele clasice, antitermice, antiinflamatorii, anticoagulantul. Au fost discuții multe cu două medicamente care s-au folosit și care au avut niște reacții adverse în organism. Ele sunt scoase acum din protocoalele internaționale. Se merge mult pe tratamentul antiviral, completat cu acea discuție cu aspirina și paracetamolul este valabilă? Acum paracetamolul se folosește în continuare, aspirina s-a folosit și s-a folosit totdeauna la o febră, ca efectul antitermic, antiinflamator. Deci teoretic nu încurcă. Nu încurcă, dar v-am zis, nu avem un tratament, avem niște protocoale care ne, ca și medic, te duce cu ce să tratezi. Dar și la noi în România, medicii au dreptul să folosească medicamentul care crede că e mai bun pentru pacient în momentul respectiv. Sunt pacienți care sunt alergici la paracetamol. Ce facem? Trebuie să dăm un antitermic ca să poată... Sau e alergic la algocalmin sau... Am înțeles. Știți ceva? Ce întrebare ne puneam mereu? Medici, cei care lucrează în sistem, e în regulă, s-au comportat exemplar. Este jobul lor, la urma urmei. În momentul în care au acceptat să lucreze în sistem, și-au asumat și acest risc de a fi într-un război nevăzut, dar și-au asumat lucrul ăsta. În momentul în care semnează statul de plată, de asta îl semnează. Corect. Tocmai pentru a fi în prima linie anticovid. Întrebarea mea era, au clacat din ei sau nu? Sau au ținut garda sus și o țin în continuare? Deci colegii mei, acum nu vreau să-i laud, că eu vin tot de acolo din sistem. La început, ca să începem cu faptul că s-au contaminat foarte mulți. Chiar puteți să-mi descrieți pe etape, pentru că sunt convins că au fost etape. Deci începutul pandemiei a prins Spitalul Județean, că acolo cunosc cel mai bine situația, că acolo sunt, asta e valabil și pentru colegii de la Dorohoi și colegii de la celelalte spitale din județ și din oraș, ne-a prins fără material de protecție, fără nimic. Fiind un virus care se transmite atât de ușor pe calea aerogenă și prin orice fel de pe atingere, pe suprafețe se ia, colegii mei, 99% s-au contaminat din faptul că n-au avut materiale de protecție. Însemnând acele salopete, acele măști, viziere, care, am mai spus-o de câte ori am avut ocazia, cu oamenii s-au mobilizat la Botoșani și ne-au ajutat la Spitalul Județean cu măști, cu viziere, cu halate, fiecare, până și fabricile au făcut măști să ne aducă în perioada respectivă. Actualmente sunt materiale de protecție, spitalul este aprovizionat cu materiale de protecție. În schimb, surmenajul fizic și psihic este mare. Exact despre asta vă întrebam, da, de fapt. Aici vreau să ajung. Colegii mei, concedii nu prea s-au luat. Personalul este insuficient, atât în spital, cât și în Direcția Sănătate Publică, se lucrează la foc continuu. Apar și momente de cădere, că nu pot, toți suntem oameni, cu bune și cu rele. Dar să știți că n-am crezut că toți se pot mobiliza. Deci toată lumea s-a mobilizat. Cu o zi mai proastă, cu o zi mai bună, dar toată lumea s-a mobilizat și se lucrează chiar la foc continuu. Deci a fost, mi-aduc aminte că a fost șutul american, cum se spune, pumnul american, da, prima oară. A fost șocul. Toată lumea nu înțelegea efectiv ce se întâmplă, pentru că toate cadrele dintr-o dată s-au trezit că sunt infectate. Am avut secții decimate, deci am avut secția de neurologie închisă, de cardiologie, chirurgia, diabetul. Deci toți s-au contaminat, pentru că toți au transmiterea. Deci era efectiv ca un joc de Lego, că dea unul după alta, una, a doua, a treia, toate secțiile. De asta era cumva ciudat să le vezi căzând pe toate. Adică îți pui problema ca și cetățean care stai într-un stat în care ai un sistem de sănătate finanțat, cum se poate să cadă una după alta?
Dar încet, încet se explică. Deci a fost, am fost expuși, ca și cadre medicale, acum mă vorbesc în numele, din punct de vedere al doctorului, am fost expuși. Eu lucrând la urgență, am fost, și eu și colegii mei am fost extrem de expuși. Numai Dumnezeu neapărat în momentul respectiv, sincer, pe cei care nu ne-am contaminat. Asta sunt convins. S-a depășit etapa aia, s-a ajuns într-o altă etapă. Astăzi se vorbește despre faptul că vin măști, că se asigură echipamente. Așa. Cum e astăzi? Ca și materiale de protecție, în spitalele din județul Botoșani nu sunt probleme. Cu mici sincope de achiziții de o zi, două, trei, o săptămână pe plan național. Că asta e o problemă. La un moment dat, la începutul pandemiei, nici nu aveai de unde să cumperi măști, dar Botoșanul chiar a fost unul din spitalele care nu a avut... Am avut câteva măști din perioada Ebola și două, trei salopete din perioada Ebola. Era un sistem nepregătit. Exact. Am fost puțin total nepregătit. Pentru pandemie, nu pentru altceva. Nu se înțelege greșit. Pentru că o operație înseamnă o operație, intervenția pe anumite zone înseamnă cu totul altceva, iar aici vorbim de cu totul altceva. Și așa asta este. Spun. Dar poate asta ne-a făcut să ne schimbăm și noi și să înțelegem că tot timpul trebuie să fim pregătiți pentru ce urmează. Nu știm. Când spuneți așa, sună... Dar, ne putem aștepta și la mai rău dată? Și nu neapărat de COVID, poate să apară orice altceva. Noi trebuie să fim pregătiți de acum. Asta a fost o lecție pentru noi. Evident, vorbeam zilele trecute cu un anumit primar și îmi spunea, domnule, COVID-ul ăsta ne-a învățat să ne spălăm pe mâini. Problema, că spunem treaba asta, dar așa problema este. Fiind însă că nu avem apă. Da. Bun, asta era o completare. Trecem peste, bănuiesc administrația locală încet, încet, bine. Nu suntem în Europa cu numele, evident. O să ajungem în câțiva 10-20 de ani, o să ajungem cât o să putem. Dar, din punctul ăsta de vedere, cam asta este discuția. Ne-a învățat să ne spălăm pe mâini. Suntem mai, nu suntem mai civilizați, dar suntem ceva mai spălați. Și avem mai multă grijă de noi. Tot despre COVID-ul ăsta nebun, ca să zic așa, că nu ne place subiectul. De exemplu, o să vedeți foarte mult după ce facem înregistrarea asta, după ce începem să publicăm pe subiectul ăsta, interviul ăsta, o să vedeți cât de multe comentarii vin. Și avem, de obicei avem surpriza să vedem că, indiferent, doar la simplu, la simpla pronunție a termenului, explodează lumea. Dar una peste alta, odată ce am acceptat, ca în sociologie, prima oară negi, a doua oară accepti. Și al treilea pas, după ce ai acceptat, este să începi să acționezi. Ce trebuie să facem în viitor? În primul rând, dacă ne protejăm pe noi, protejăm și pe cei din jurul nostru, că e familie, că sunt prieteni, că sunt colegi. Dacă noi suntem conștienți că nu trebuie să avem grijă de noi, să nu am o boală și nu neapărat COVID-ul, astea, mai sunt și alte boli cu transmitere aerogenă și sunt alte boli care tot prin faptul că dacă te speli pe mâini, te protejezi, nu respiri foarte aproape de cel de lângă tine, nu tușești, atunci protejezi, dar acest virus trebuie cu mai mare grijă pentru el, că încă e o necunoscută, încă mai are multe necunoscute, suferă mutații și mai nou are, nu mai are simptomele respiratorii care le cunoaștem noi, a apărut acum o formă cu simptome digestive, care te duce în eroare. Deci el suferă mutații, deci e un virus încă necunoscut. E mai mult de atât. Pare chiar a fi un virus inteligent, ca să spun așa. Adică are o capacitate de a se adapta incredibilă. Pentru că vedeam la un moment dat, mă uitam pe... obișnuim și noi, ca oamenii citim, că n-avem ce să facem altceva. Adică unii mai fac ceva, noi facem altceva, știți cum e. Asta este libertatea noastră de a decide. Fiecare ce vrea, unul se uită la televizor, unul citește. Citeam la un moment dat niște studii că într-o anumită parte a Europei are un comportament, în altă parte are alt comportament. Societatea, de exemplu, ați văzut că era impactul prima oară pe zona Italia, Spania, Franța și se vorbea că ar avea cu totul... Bine, știți cum este doar o discuție, ca să înțelegem. Iar pe zona României
am avea alt sânge. Știți ce, ce vreau să zic? Înțeleg. Cât adevăr poate exista într-o astfel de afirmație? Bine, știți cum e și zona climatică și mediul de viață a fiecăruia care dintre noi și mă refer la regiune, ca și regiune. Dar la România virusul doar a fost foarte bine că a fost importat. El, noi dacă poate luăm niște măsuri mai drastice la început, Contrar tuturor opiniilor, să știți că, din punctul meu de vedere, acele măsuri au fost ok. Da, e adevărat. Dar am fost și mai flexibil. Am avut și acum, de exemplu, contaminările la Botoșan sunt din multe din concedii. Deci acum pacienții care ies pozitiv... Concedii în România sau în străinătate? Majoritatea sunt în România. Puțin mai merg acum în străinătate. Doar câteva zone, gen Grecia, gen... Dar am avut și din Grecia, a venit și din Bulgaria, care... Deci, până la urmă, tot teritoriul României. Da, pentru că este un virus cu transmitere comunitară și clar când mergi în concediu nu mai ești poate așa de strict cum mergi aici la servici sau mergi la magazin sau vii acasă. Clar mai lași un pic garda jos. Știți ce, ca idee, vreau să întreb, de ce București în ultima perioadă? Deci, cam de vreo 2-3 săptămâni a explodat față de celelalte zone. Nu este important, să zicem, pentru noi ca botoșeneni, decât în prisma ideii că eu am un frate la București. Știți ce încerc să spun? Avem familie, am avem prieteni, familie avem în zona aia. Și îmi pun întrebarea, domnule, ce au explodat? Îmi fac griji pentru ei. La începutul pandemiei, să știți că sudul țării nu testa prea mult. De asta au și sudul țării acum a explodat. Ei aveau, deci dacă noi la Botoșani ajunsem la 10.000 de teste, erau județe în sudul, în Muntenia, în care aveau undeva la 1.000-1.500 de teste. Inclusiv Bucureștiul nu testa foarte mult. La un moment dat au apărut pacienții simptomatici, care nu au mai putut fi, să nu fie testați. La rândul lor au contaminat. De aceasta vă spun în modul cel mai sigur de unde a pornit acest, dintr-o dată, pe sudul țării. Iar la București, știm foarte bine, populația este... Ne punem problema că marele aglomerări urbane... Marele aglomerări, exact. Aici vreau să ajung, mai la aglomerările urbane. Și faptul că nu s-au luat niște măsuri mai, mă refer, acele mai stricte. Și poate, plus că tot așa, cred că au și importat. Mulți bucureșteni sunt, de fapt, din provincii veniți la București, prin serviciu, prin... Și atunci... Ce vreau să vă întreb? Ne apropiem de finalul scurtului interviu, ca să zic așa. Cât credeți că mai durează nebunia asta? Așa ca timp nu pot să sunteți vă spun. Sunteți specialist înainte de toate. Spuneți-o nu ca director de Direcție de Sănătate Publică, pentru Dumnezeu. Directorii sunt directori. Spuneți-o ca specialist, ca medic. Urmează o perioadă de toamnă-iarnă, care este perioada cea mai propice pentru bolile respiratorii, virale, gripele sezoniere, cum se spune, și e posibil să apară și la noi, în zona noastră, să o reactivare a virusului. Dar dacă vom lua măsuri din timp și vom fi precauți, eu zic că poate să fim măcar într-o zonă de platou la, în Botoșani. Pe teritoriul României, până în primăvară nu văd o oarecare acalmie în toată țara. Vă întreb pentru că ne punem problema, afacerile suferă. Toate afacerile. Micile afaceri, nici nu mai vreau să vorbim despre ele. Marele afaceri merg doar pentru că au măsuri mai dure de protecție. Și atunci îți pui problema, cât se poate întinde o situație de genul ăsta? De asta spuneam, ca recomandare bănuiesc că spuneți să ținem garda sus. Da, dar cum se spune și acum, că se vor de la 1 septembrie pe zonele verzi, se vor mai relaxa un pic măsurile de austeritate, chiar dacă vom face o relaxare pe măsuri cu acel amendament de a ne proteja în continuare. Și eu sunt de acord să deschidă un restaurant, în interior vorbesc. Dar s-a pus problema chiar zilele astea. Sunt de acord să deschidă un cinematograf, dar sunt un om care merge la restaurant, care merge la cinematograf. Este absolut firesc. A se înțelege clar, suntem oameni pentru exact. Dumnezeu. Dar suntem oameni și așa ne manifestăm noi. Am discutat cu foarte mulți
patron de restaurante și am avut bucuria că toată lumea a înțeles și sunt de acord să facem măsuri, chiar dacă deschidem în interior, să fie mici măsuri de distanțare și cred că o să se poată face aici la Botoșan. Nu știu ce se întâmplă în țară, dar la noi sper să... Deci, prin urmare am înțeles așa. 1. Suntem în zona verde și nu roșie, cum am spus greșit în primă instanță. Nu am o problemă de a spune asta. Suntem în zona verde. Continuăm să ne păstrăm pe un mic platou, da? Undeva până în 10 cazuri, ceea ce e salutar. Dar toate astea doar pentru că s-au respectat încă din start. Lumea a înțeles și toată lumea a început să pună umărul la aceste măsuri. Că sunt patroni, că sunt șefi, că sunt oameni de rând. Toată lumea, chiar dacă nu poate, unul nu le-a convenit, dar au acceptat și de asta am ajuns aici. Singură nu puteam, sincer să vă spun. Deci chiar sunt numai convins. Cu ajutorul și a colegilor mei din DSP, care chiar sincer muncesc neîntrerupt, că e greu să știți să... Acum totul sunt se întâmplă convins, prin DSP. Gândiți-vă că noi avem acces la datele noastre, că le primim zilnic. Deci nu vreau să știți, sunt o mână de oameni. Deci acum sunt extrem de puțini și e foarte greu. Dar și toată lumea a înțeles și poate și prin dialog. Eu asta sunt un om al dialogului, deci eu chiar vreau să vină cineva cu idei, să ne sfătuim, să facem ca să meargă treaba. Iar trecând peste astea două elemente, rămâne viitorul. În viitor este clar. Nu avem ce discuta de subiect de determinarea pandemiei până în primăvară, spuneți. Până în primăvară să trecem perioada sezonului toamnă-iarnă, care este perioada cea, dacă vara am avut un... Vaccinul de care se vorbește? De fapt, se vorbesc de vreo 4-5. Sunt multe țări care acum lucrează la vaccin. Dacă orice vaccin trebuie să aibă o perioadă de un an, 2-3 de testare în masă. Nu știm încă dacă până nu îl vor testa pe un număr, pe un eșantion mai mare de populație, nu știm cât de... care și e cel mai bun. De obicei trebuie să-l privim cu suspiciune până nu avem rezultate ca clare orice, și... orice produs, ca orice medicament, ca orice vaccin, trebuie întâi testat și apoi folosit în masă. Dacă ar fi să faceți câteva recomandări de final și să le spuneți botoșenilor ce să facă în următoarea perioadă, ce ar spune? Ce pot să-i rog pe botoșeneni? Să fie la fel de precauți, să... Știu că este greu să folosească masca în spațiile închise, în aglomerările urbane, în aglomerările în mici zone, în aer liber și în zonele libere. Dar unde e aglomerație mai mare de populație, doar dacă folosim aceste măsuri de protecție și toți vom fi uniți să trecem vom trece cu bine peste această pandemie. Vă mulțumesc până acum. Și eu vă mulțumesc. Dragi spectatori, telespectatori sau utilizatori de internet, ca să revin cu modul în care am început șirul acesta de emisiuni, vă mulțumesc foarte mult că ați stat și v-ați uitat la scurtul nostru interviu. Mulțumim foarte mult doamnei doctor în primul rând și apoi doamnei director. Vă așteptăm și zilele viitoare când sperăm să avem un alt invitat. Fiind campania electorală, e posibil să fie din cadrul campaniei electorale, deci un candidat sau oricine altcineva pe un subiect care nouă ni se pare de interes. Mulțumim!